Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Iași. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Vă mărturisesc că după foarte, foarte mulți ani, după 30 de ani, în care multe lucruri n-au reușit să se împlinească în județul nostru, mă întorc acasă, ca cel mai tânăr președinte de Consiliul Județean pe care l-a avut vreodată Iașul, singurul ministru care a ales să plece din această funcție, să întoarcă acasă și să candideze pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, cu un singur gând, cu un singur obiectiv. În acești 4 ani de zile, eu și echipa din Consiliul Județean Iași îmi doresc ca prin implementarea tuturor proiectelor, prin accesarea fondurilor europene, fondurilor guvernamentale, să aducem dezvoltarea în județul nostru și împreună să reușim să reducem aceste decalaje de care s-a tot vorbit foarte mulți ani dintre vestul și estul țării. Suntem mai hotărâți ca niciodată să facem echipă tocmai pentru ca fondurile europene, fondurile guvernamentale și dezvoltarea județului nostru să fie o prioritate pentru noi toți. Vreau să vă spun că am experiență, am cunoștințele, am determinarea și, cel mai important, sunt foarte hotărât ca împreună cu viitorii consilieri județeni, împreună cu parlamentarii de Iași, împreună cu primarul municipiului Iași, cu sprijinul Guvernului României, sunt foarte hotărât să facem echipă. În curtea interioară a Palatului Culturii sunt ceilalți 97 de primari din județul nostru, pe care vreau să-i asigur că, indiferent de culoarea politică, voi fi președintele de Consiliul Județean al tuturor. Că astăzi Iașul are nevoie mai mult ca oricând, ca toată această resursă umană de foarte bună calitate, pe care, mulțumind încă o dată mediului academic din Iași, o pregătește, trebuie să rămână și să aducă plus valoare județului nostru. Le mulțumesc încă o dată tuturor ieșenilor care pe 27 septembrie mi-au încredințat votul, încrederea și mai ales speranțele lor că împreună, în acești 4 ani, vom putea să dăm o altă față și perspectivă județului nostru. Că voi fi un susținător neobosit al tuturor proiectelor, și publice, și inițiativelor private. Voi fi un susținător a tuturor celor care vor să dezvolte mediul academic, sistemul medical, administrațiile publice și mai ales mediul privat. Pentru că mediul privat va fi în acești 4 ani motorul pe care va trebui să-l sprijinim pentru dezvoltarea economică a regiunii noastre. A venit timpul ca împreună cu dumneavoastră, împreună cu ieșenii, să dezvoltăm județul nostru.